Bună, dragii mei, și bine v-am regăsit din nou aici, pe canalul Creatoria Fără Formule. Eu sunt gazda voastră, Lorelai Țârlea, și astăzi haideți să croim din nou ceva împreună. Vă propun să facem tiparul unei salopete, foarte ușor de realizat. Poate să fie și zero waste, adică să folosiți eficient 100% tot materialul, dacă vă propuneți asta. O puteți transforma destul de ușor, o puteți lărgi sau strâmta, după cum doriți. Este ușor de tăiat, ușor de croit, ușor de cusut și poate să fie prietenoasă chiar și cu siluetele mai pline, așa cum sunt și eu. Așa că, dragilor, fără multă altă vorbă, am să vă invit la tablă să vedem cum luăm măsurătorile și cum realizăm tiparul acestei salopete. În primul rând, trebuie să facem măsurătorile corporale. Avem nevoie de circumferință, bust, talie și șold. Asta pentru eventualitatea în care vom dori să facem salopeta mai strâmtă, mulată pe siluetă. Circumferințele întotdeauna se măsoară doar cu centimetrul de croitorie. Nu ne strângem mai tare decât este cazul, pentru că la final vrem să ne iasă bine salopeta. Avem nevoie și de două lungimi ca să putem să calculăm bine tiparul. Prima lungime, măsurate, desigur, vă recomand călduros ruleta meseriașului, pentru că se îndreaptă de la sine mult mai bine decât o face centimetru de croitorie. Prima lungime, umăr până la podea, și a doua lungime, desigur, de la furca, bifurcația pantalonului, a celor doi craci, până la podea. Luați ca reper podeaua întotdeauna, pentru că reperul acela este fix, nu se modifică, la fel cum nu se modifică nici înălțimea voastră. Chiar dacă după aceea scurtați tiparul, în primă fază, pentru a realiza calculele corect, luați ca reper direct podeaua. Bun. Acum că am măsurat, am notat aceste măsurători, haideți să vedem cum construim tiparul. De pe acum am să vă spun că vă sunt necesare două lungimi de salopetă, orice lungime ați ales să faceți. Dacă, spre exemplu, aveți 1,70 m, cum am și eu, și vreți o salopetă care să vină lungă până la podea, atunci vă vor trebui 3 metri de material. Din care, ce-i drept, o să vă mai și rămână câteva bucăți, însă nu aveți cum să așezați tiparul altfel pe material. Haideți să vedem cum îl construim. Iată, aici am desenat deja pe tablă materialul. Lungimea de la umăr până la podea este pliat în două pe jumătate și de aici până aici este distanța de la furcă până la podea. Acum, haideți să vedem cum putem să desenăm mai departe tiparul. Trebuie să vă spun că am o metodă foarte non-conformistă de a măsura grosimea trupului și, folosind ruleta meseriașului sau o riglă, mă așez în fața unei oglinzi și, purtând desigur niște haine mai mulate puțin pe trup, și măsor, uitându-mă în oglindă, cam care este efectiv grosimea trupului. Să zicem că am măsurat cam 25 de centimetri. Îi împart în două, pentru că și materialul e pliat pe jumătate, și am aici 12,5. Aici am să desenez de sus și până jos. Deci am figurat aici decupajul. Aici nu tai materialul, rămâne pliat în două. Elimin cusătura care ar fi cusătura interioară a salopetei și, mai ales în cazul unor doamne care au o pulpă mai plină în partea de sus, asta vă dă cu siguranță un plus de confort. Deci iată, am decupat această parte a salopetei și acum facem decupajul pentru gât. În față va fi mai adânc decât în spate. Și lățimea pe care eu o las de obicei sunt 10 cm aici. În față voi coborâ 10 cm,
iar pentru spate voi coborâ doar 5. Și iată, așa arată tiparul de bază. Acum, aici am toată lățimea materialului. Deci, practic, este materialul pliat în jumătate, aici este foarte lat. Aveți opțiunea să o lăsați așa. Să rotunjiți eventual doar colțul și să faceți o cusătură undeva aici în zona taliei, astfel încât puteți obține acea faimoasă salopetă stil caftan. Desigur, la spate puteți să optați pentru un fermoar sau, dacă vreți să o lăsați decoltată, să faceți un decolteu mai adânc, puteți să faceți asta. Dacă însă vreți să o faceți mai... Deci asta este primul model, salopetă stil caftan. Vă recomand materiale foarte fluide, foarte, care să cadă foarte frumos dacă vreți să o lăsați așa. Dar dacă vreau să am un material mai plin, gen blug, nu o să vreau să fac caftan pentru că blugul nu va sta niciodată în forma aceasta. Și atunci am să măsor frumos un sfert din linia taliei, din circumferința taliei, la care mai adaug pentru realizarea unei pense cam 3 cm și un spor de lejeritate de 2 cm, deci să zicem cam un sfert din circumferința taliei plus 5. Poziționarea taliei se face măsurând de la umăr și până în talie, da? Ei, din talie, la 25 de cm de dedesubt, statistic s-a observat că este linia șoldului la aproape toată lumea. Deci cobor 25 de cm, va fi un pic mai sus de furca a pantalonului de obicei. Și aici voi avea un sfert. Aici voi avea un sfert din circumferința taliei, la care o să pun un spor de lejeritate de încă 2 cm. Aici sus, dacă vreau, pot să fac tipar clasic sau dacă nu, o să las chiar așa larg și pot să optez acum. Poate vreau să fac o mânecă gen kimono. Caz în care pot să fac așa dacă vreau să obțin o salopetă cu pantalon dintr-un blug mai subțire, cu pantalon larg și cu mânecă kimono. Pentru că aici o să-mi fac, am loc să-mi fac pensele de bust, unde este cazul. Da? Sau, dacă vreau să fac o salopetă la care mâneca să fie cusută, atunci trebuie să ajustez un pic linia umărului, așa cum v-am explicat la tiparul de bust, și să-mi trasez mai departe tiparul clasic. Și iată, restul salopetei a rămas neschimbat. În funcție de modelul pe care îl alegeți, de fapt invers, în funcție de materialul pe care îl alegeți, adaptați acest model de salopetă astfel încât să se potrivească cel mai bine cu materialul și cu silueta voastră. Acum, haideți să vă arăt câteva exemple de salopete din colecția mea, croite după acest tipar de bază. Acest tipar poate să arate așa, dacă croiți această salopetă dintr-un jersey foarte moale, este croită geometric, nu are nicio pensă, este cel mai simplu model, dar mai puteți și să o croiți strâns pe talie, să realizați pense în față și în spate. Mânecile sunt cusute, sunt atașate și din restul de material am realizat și un volan. Poate să arate așa sau așa arată ea realizată dintr-un blug subțire. Are un cap de mânecă, o mânecă foarte mică și puțin bufantă, cusută, și am buzunare realizate din resturile de la croire. Este aproape zero waste.
Desigur, poate să fie și croită cu mâneci din alt material și având aplicat pe piept un mileu croșetat de bunica atunci de mult cândva, dar poate să fie și decupată și cu bretele în partea de sus pentru zilele foarte călduroase de vară. Pe aceasta am realizat-o dintr-un saten gros de vâscoză. Este extraordinar de răcoroasă. E una dintre preferatele mele. Dar poate să fie și cu un umăr gol și aici cu o mânecă kimono. O mânecă necusută. Iată deci un tipar acesta și atât de multe variante din diverse materiale. Aceasta este cea largă realizată din jerse. Aici este o salopetă, floarea este detașabilă, salopeta făcută din saten gros. Aici avem o salopetă făcută dintr-un bumbac, o stofă subțire de bumbac. Asta este salopeta cu care m-ați văzut de foarte multe ori. Este tot dintr-o vâscoză foarte plăcută de vară. Și ultima, cea mai groasă, este desigur salopeta din blug negru. Ca să nu mai amintesc și de cea cu un număr gol pe care o port chiar acum. Așa că, dragii mei, nu vă fie teamă să calculați tiparul și la probă să îl modificați așa cum vă stă vouă mai bine. Fiecare corp e unic și pentru fiecare dintre noi există tiparul ideal. Trebuie doar să ajungem la el. Și nu e o știință spațială, așa cum am spus, croitoria este pentru toată lumea. Așa că, dragile mele, abia aștept să-mi spuneți fie aici pe YouTube, în comentariile pe care le citesc, fie pe grupul de Facebook Croitoria fără formule, abia aștept poze și să-mi spuneți cum va ieși tiparul de salopetă. Pe mine mă găsiți aici în fiecare joi și duminică, în jurul orei 7 seara, în car cu un videoclip, discutând relaxat pe teme de modă și croitorie. Dacă vreți să coasem împreună, predau cursul de croitorie pentru începători la atelierele Zinger, pe strada Halelor numărul 7 în București. Dacă vreți să vă înscrieți, dați-le un telefon. Și, probabil cum v-am obișnuit, vă mulțumesc că sunteți alături de mine și până data viitoare, vă urez tuturor mult, mult spor la cosut. La revedere!